Bun, doamna asta, Buza, a fost la dânsă, ieșe de asta. Dar ești deputat acum? Da, dar ieșe și de în Consilium ca zamestitul președintei. Dar președinte a fost Livinski, înainte de... În Consiliul Raional Hâncești, da, așa. Și a fost la Livinski și când înainte de legea, eu și Demcu Cirea și intrat și i-a spune, tătea și eu venit. Da, așa, 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 și a spus și Boban da. Situația. Dar el a spus, veniți după legea și dacă și va câștig, eu să ajut. Când după alegere. După alegerea eu a venit și el ne spune, ai, noi o hotărât așa. Cum voi hotărâți așa? Voi îmi spus după legea voi să faceți. De pentru și noi alegem așa oameni. Hai, arată plângerea. Plângerea. Părinții au cerut transport până la grădiniță și până la școală. Da. Ați scris-o la computer, da? Da, stați, nu scoateți că o să ude. Asta grupul de petiționari din Bozieni, doamne Cocieru Galina, părinte. La solicitarea unui grup de părinți, privind întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării funcționării în conformitate pe distanțe ce depășesc 2 km, dacă în localitatea de domiciliu elevul nu activează o instituție de învățământ general corespunzătoare nivelului de studiu primar, procentul cărui constituie 3%. Asta e răspunsul lui Iurie Levinski, da? Asta, tonul. Ei, tonul scris, dar au semnat Iurie Levinski. Da, care președinte de Consilium. A fost la noi copii mici și este autobuz de la noi care s-a adus copii mici de 2 ani, este grupa au deschis, dar de parte 3 km. Dar din și alt sat mai Mititel sau de unde aduce? Da, dar aduce de la Dubovca. A, și... satul Mititel, da. Dubovca, aduce în Bozieni. Da, așa. Și trece piște copii și acolo și a noștri și deși este loc. Dar nu înțeleg cum piște copii. A? Cum treci peste copchii? Da, copchii și de la drum a noștri, așa. La Bozieni. Așa. Și aleacă eu să... Și nu e copchii noștri, au spus, nu e autobusul, nu e pentru copchii noștri și este mașunca. Dar de la Bozieni unde? La Hâncești duc sau unde? De la grădinița de la Bozieni. Și nu vor să ieși pe dumneavoastră, dar ei pensați să meargă, da, un kilometru sau cât? 3 km până la grădiniță, da. Mare, și copii, da, și copiii se mitei 2 ani, bun, cum e mama. Și acui, autobuzul e al primăriei, nu? La primărie. Așa, v-ați adresat la primărie. Drumul este, tot este, dar și pricina nu e copiii noștri, nu știu. Au fost la doamna asta... Asistența socială sau care? Directoria școlii? Directora școlii a fost, așa. A fost și la primarie, a fost și la stăt loc și am cerea, vreau să arăt cum a scălit mamele și cum așa. Și ați înregistrat-o la primărie, da, pentru Consiliul, da, Local, da, să iau o decizie? Da, da, da. Ei, examinat, doamna Brânza, doamna Brânza a spus să-i facem, cheltuim asta. Nu avem motorina. Cum e motorina? Chiar faci economie, păi, la, da, la copii? Da, ce economie? Să oprească, da, o, da, 10 să secunde. Da, da. Nu, să iei câteva copii și a noștri. Da, da, da. Și nu e copii și atâta. Dar câți copii? Da, se... acolo, din Mahalause. O pun de copii, uh-huh, acolo este asta. Și o dați scrisoarea și la Consilium și o dați și la primari. La Consiliul Local? Da, da, la Hâncești. Și la cel raional, și am înțeles. Și o dați mie răspuns. E, noi kilometri, nu știu și. Dar cum, asta-s copii, dar asta nu-s copii. Dar v-au dat răspuns? V-au, da, dat răspuns, da, oficial? Da, 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 da. Oho. Și ce aveți de gând? Vreun protest, spus, ceva? Nu, ascultați-vă, și este la noi mașutca care trece și copiii bări acolo și babele care la piața, care la asta. Și noi plătim asta 100 de lei pentru un copil de lună. Pe lună. De ce? Câte 2 lei pe zi sau cum? Nu știu cum, ele așa o hotărâ. A, sau un fel de abonament. Da. A, de atâta nu se bagă acel cu autobuzul, da, galben ca să nu, da, iei business-ul, da, acela cu marșrutca. Da, da, dar eu gândesc, măi, s-a dus la Consiliu și spunem așa întrebarea. Dacă copiii 2 ani poți să iei banii la copilul, nu, ăsta, până la 7 ani eu merg la mama și copilul. Transportul până public la transportul, e gratis, da. Tot e asta, e asta... cum e ceasne, marșuri și liter. Totul n-a obligat și să respecte, da, legea, da. Și nu plătim nică. Dar aici acum, asta e corupție. Dar cui e microbuzul acela? Om din sat?
De la Hânceri, de la Atașa. Așa, de la Hânceri. Da. Și cum așa, voi gândiți așa, cum e asta copii, de asta copii? Nu-i împotrivă, eu vreau să-l atât copii să faci bine, nu mă lasă. Dar chiar puși copii și mamele după graniță, deși voi nu vreți să faceți ghine, numai pentru vârsta noastră, bătrâni și câte noi suntem, dar și pentru copilași nu găseți o litru de motorină asta. Măi, nu trebuie autobus cupăr, nu trebuie să faci drumul, tot este. Dar deși pricina, mai fă un reis, măi, de la copilașa asta. A, nu... dar autobuzul se împle de la Dubovca? Nu. Rămâne loc și pentru pumnul ăsta de copii. Deci mai, nu trebuie să fac o rută suplimentară. Dar mai este un reis poți face. Strângi și copilașa, uitați și pagoda și mama 3 km cu copilul 2 ani, asta sără în brață, asta cum e? Dar nu duci copilul la grădiniță singur 2 ani, duci cu mama, cu nu? Mama, cu da, matur. Și mama plătește și la copii fiecare lună. Asta și nu-i corupție, nu-i asta. De acord. Ce înseamnă asta? De acord. Și pentru ce trăiești trebuie Moldova trebuie să-ți și Ministerul asta? Educației și Direcția Învățământ. Da, doar dat și o dat răspuns, nu-i kilometri când spalornea, da? Da, trebuie și distanță mai mare, așa au zis? Dar și înseamnă asta? Asta e... Asta e... Și interesul lor bănesc. Cum e, da. Hai să facem un protest undeva. Hai la Hâncești sau aici la Chișinău. Dar eu așa și-o spus, chiar e să luăm text mamele și ne ducem la cancel, facem protest, ori ce facem. Ori eu scriu la procuratura și lasă răzbirești. Cum e? Copilul 2 ani trebuie să-i plătești asta? 200 de lei pe lună, da. Hai, sigur, și trebuie asta? Și plângere, și protest, și mediatizare, interviu, da, făcut scandal. Și asta e corupție, eu cred că e corupție acolo. Asta e și atât e legat. Probabil, da. Probabil și directorul dar școlii și primarul are interes. Cum îs eu să așa, cum îs eu, dar vreau să fac ghine la... Și asta e rău lucru, a spuneți-a ne. Bravo. Dar n-ai cu cine, parcă și de, știți, dar parete cu oamenii, de oamenii din satul semnat, deci oamenii sunt pregătiți să lupte pentru drepturile lor. Da, avem cererea și peste tot. Foarte bine. Ce să facem? Iată așa, departe. Plângeri, proteste și presă, mediatizare. Asta-i.